Denunț la Procuratura Generală pe modul emiterii autorizației de mediu pentru uzina metalurgică de la Râbnița. Autorul sesizării este președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr din Uplângău. În opinia acestuia, decizia prin care se acordă uzinei autorizație este una ilegală, așa că solicită pornirea urmăririi penale. Prezentul denunț vizează acțiunile ilegale ale membrilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, materializate prin dispozițiile emise în perioada declarării stării de urgență pe teritoriul Moldovei, de prelungire în mod repetat a autorizației de mediu privind gestionarea deșeurilor și autorizației de emisie a poluanților în atmosferă eliberate pentru uzina metalurgică moldovenească, spune Plângău. Potrivit președintelui platformei DA, prin aceste acțiuni a fost săvârșit exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu. În argumentarea denunțului specificăm că atribuțiile CSE nu sunt nelimitate, ci doar cele atribuite de lege și de Parlament prin instituirea stării de urgență. Atribuțiile și măsurile invocate sunt de competența Parlamentului. Exercitarea sau întreprinderea altor măsuri nedelegate și neatribuite CSE constituie excese de putere din partea membrilor CSE. Politicianul mai atenționează că prelungirea neautorizată și contrar legislația autorizației acutizează pericolul ecologic a cărei activitate nu corespunde prevederilor legilor naționale. Or, cităm, amintim organului de urmărire penală că în spațiul public au fost făcute investigații potrivit cărora rata incidenței maladiilor oncologice la Râbnița întrece 1,5 ori media, această cifră fiind una alarmantă, susține Plângău. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Anastasia Taburceanu, a declarat pentru TVO.md că decizia este complet legală, iar politicianul, deși spune că hotărârea contravine legislație, nu aduce niciun argument. Autorizația de mediu privind gestionarea deșeurilor eliberate pentru uzina metalurgică din Râbnița a fost prelungită pentru încă o lună prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, condusă de prim-ministra Natalia Gavriliță. Conform dispoziției emise pe data de 30 septembrie, valabilitatea autorizației de mediu se prelungește până în 31 octombrie.